Cu ajutorul specialiștilor în amenajări peisagistice, imaginea stațiunii Băile Govora începe să arate altfel. Pentru atragerea turiștilor în zonă, autoritățile locale au trecut la reamenajarea spațiilor verzi, la plantarea de flori, arbori, arbuști și alte plante ornamentale, precizează primarul orașului Băile Govora, Mihai Mateescu. Noi suntem recunoscuți prin zona de a atrage turiștii pe spații verzi și înlocuirea unor lucruri pe tentă sălbatică cu peisagistică și cu oameni de specialitate, cu consultări. Avem și o ingineră tânără la sectorul zonei și spații verzi și cu alți oameni am reușit să creăm și să creionăm alveole, dar și zone în care să nu mai fie o zonă sălbatică, pentru că amprenta noastră trebuie să fie pusă altfel asupra acestor idei, având și la bază ceea ce s-a dorit încă de acum ceva de ani de zile de către arhitectul Francesc Pinard. Veți vedea lucruri interesante într-o primă etapă serioasă de plantare a unor zone care au fost și curățite și defrișate și înlocuirea unor copaci care ne-au creat mari probleme legate de anumite intemperii ale naturii și s-au găsit zone de plantare pe ceea ce au gândit arhitecții specialiști. Și acești oameni de specialitate au gândit că trebuie să plantăm zonă peisagistică cu diferiți arbori care să încânte ochiul, de la liliaci, de la zona de platan, de tei, de pin și alte plante ornamentale. Cu siguranță ele într-un an, doi, vor da o altfel de conotație zonei sălbatice de-a lungul falezelor râului Hința. S-au plantat și tuia în sensul de a menține terenul și de a gândi că pe zona aceea vor susține și solul și pe versant am găsit soluția de a planta 10 de brazi care cu timpul vor fi toaletați creându-se o zonă verde tot timpul anului. Aici am plantat grupuri de ienupăr, am plantat mesteacăn, forstiția, hibiscus, tuia occidentalis, molid, sălci pletoase și cam atât în prima perioadă. Urmează în toamnă iar la fel tei, piracanta o să plantăm. Deocamdată a fost reamenajată peisagistic zona centrală a stațiunii, autoritățile promițând că în perioada următoare în Băile Govora vor fi înfrumusețate și celelalte zone.